Sunt Laura. Sunt Cătălin. Sunt Radu. Sunt Alexandra. Noi suntem echipa Colegiului Național Nicolae Iorga din Părenii de Munte. Cei patru au urmărit pas cu pas ce s-a întâmplat la edițiile anterioare și spun că mai mult ca sigur la finele concursului vor ieși învingători. Ei intră în competiția The Best sâmbătă 11 mai alături de cei de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina și cei de la Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești. Spun că nu au intrat în această competiție neapărat pentru premiile puse în joc, ci pentru a demonstra că Văleniul chiar are cu ce se mândri. Bună, Alexandra! Bună! Ia spune-mi și mie, cum te-ai pregătit pentru competiția The Best? Da, consider că pregătirea din anii de gimnaziu și cei de liceu a fost suficientă pentru acest concurs. Ai apucat să urmărești primele trei ediții? Cea mai mare parte, da. Cum ți s-au părut întrebările? Niște întrebări destul de dificile care solicită într-adevăr inteligența și pregătirea fiecărui copil în parte. Ce ar trebui să știe cei care ne privesc despre Alexandra? Alexandra este o persoană energică, deschisă la provocări și întotdeauna gata de a oferi surprize celor din jurul ei. Bună, Laura! Bună! Pregătită pentru concurs? Cred că da. Cum ți s-au părut edițiile anterioare? Destul de drăguțe, nu m-am putut interesa foarte mult, dar oricum este o provocare pentru noi. De ce spui tu că acest concurs este pentru tine o provocare? Pentru că ne testează toate cunoștințele pe care le avem până la acest moment. Care este disciplina, materia ta preferată? Cred că pot să spun că e fizica, dar pe lângă și matematica. Cine este Cătălin Visoschi? Bună, eu sunt un simplu elev al școlii, al Colegiului Național Nicolae Iorga. Sunt un elev cu al cărui profil este realist. Prefer informatica, matematica, aceste domenii ce au la bază științe exacte. Nu-mi place să aproximez, de aceea eu sunt sigur că vom câștiga această competiție. Radu, sâmbătă intri în competiția The Best. Ce să spun, este o provocare și aștept cu nerăbdare să ajung acolo. Consider că m-am pregătit destul în toți acești ani de liceu și de gimnaziu pe care am avut în spate și cred că este o provocare atât pentru mine cât și pentru noi ca echipă să dovedim tot ce putem acolo. Echipa de la Vălenii de Munte are și o susținere pe măsură. Zeci de colegi care le vor fi alături în sala Filarmonicii Paul Constantinescu au și un mesaj care doresc ei să se facă auzit. Nicolae Iorga, învingătorul competiției The Best! Elevii Colegiului Nicolae Iorga sunt caracterizați prin ambiție, prin spirit de competiție și prin dorința de a obține performanță. Doresc să le urez succes celorlalți participanți, însă nu uitați că noi vom câștiga această competiție. Pe 11 mai noi vom demonstra că suntem urmașii lui Nicolae Iorga. Vom demonstra că valorile sunt la Vălenii de Munte. Noi vom fi The Best. 30 din 30 posibile. Acesta este scorul nostru în competiția de sâmbătă.